Deputatul de Giurgiu, Nicolae Florian, a făcut un gest caritabil pentru Spitalul Județean și binevenit pentru paciente. Cu ocazia zilei de 8 martie, în loc de flori, acesta a decis să facă un cadou mai util. 300 de cămăși de noapte au fost oferite pentru femeile care se internează în spital. Încercăm să fim alături de doamnele care se află la nevoie în Spitalul Județean Giurgiu. Am zis că este mai important să aducem o necesitate să aducem cămăși decât să aducem o floare acum în preajma zilei de 8 martie. Eu vă mulțumesc mult și sper să vă fie de folos. Sponsorizarea a fost posibilă la inițiativa doctorului Ladislau Pic, care a sugerat deputatului de Giurgiu, Florian Nicolae, să facă acest gest. Fiind ziua femeii, am încercat să îmbinăm plăcutul cu utilul. În nota obișnuită a domnului deputat și-a arătat generozitatea și de această dată. Îi mulțumesc și eu pe această cale. Știind nevoile cu care se confruntă spitalul, am considerat că este un cadou util. Acțiunea nu avea cum să treacă neobservată de conducerea instituției, care s-a declarat mulțumită de acest gest și spune că spitalul ducea lipsă de așa ceva. Cele mai încântate vor fi pacientele care se vor bucura de o nouă garderobă. Ne-ați făcut un cadou foarte frumos, făcut doamnelor de 8 martie, doamnelor din internate în Spitalul Județean și care vor fi internate în continuare, pentru că ne era foarte necesar un asemenea cadou. Cămășile acestea sunt de foarte bună calitate, sunt foarte frumoase, foarte bune și ne lipseau din garderoba noastră. Mulțumim și noi sponsorului nostru. 300 de cămăși este destul de mult, având în vedere că probabil jumătate din cei ce se internează în spital sunt doamne. Culorile sunt foarte frumoase, pastelate, au și o croială foarte benefică, se pot utiliza ușor și vom avea grijă să ajungă pe fiecare secție. Spitalul Județean Giurgiu nu a primit un cadou de acest fel până acum, mai ales în ziua de 8 martie, când puțini sunt aceia care se gândesc și la femeile aflate în nevoie, pentru că nimeni nu merge la doctor de drag.